moșier cu numele de Buddha. Boierul era foarte bogat, dar și cain la suflet. Avea o fiică frumoasă, bună la suflet, cu numele de Botna. Zile întregi fata își petrecea timpul în mijlocul pădurii, unde se afla o poieniță pitorească cu un izvor. Și lângă acest izvor Botna și-a întâlnit prima dragoste, un băiat zvelt și frumos, dar dintr-o familie de oameni săraci. Dragostea lor era sinceră și curată, de ce au și hotărât să căsătorească. Din una din zile, fata îi mărturise tatălui său, auzind spusele tatăl, n-a murit de furie și le-a interzis categoric căsătoria. Peste câteva zile, pe fată au găsit-o moartă lângă izvorul din poieniță. Treceau zile, ani, trecătorii vedeau un tânăr care îngrijea izvorul și punea flori pe locul unde fusese găsită fata. Foarte mare a fost furia și ura boierului văzând acestea. El a început să astupe izvorul cu noroi și vreascuri. Dar mare e fumirarea văzând că izvorul se făcea mai larg și mai frumos, din zi în zi se mărea și apa neca poienița cu flori și iarbă verde. De rău ce era și haim, boierul a și murit. După moartea boierului, izvorul a început să curgă în jos spre satul Ulmul, ducându-și apa răcoritoare spre tărâmul Mării Negre. Țăranii din satele vecine au început să numească izvorul Apele Botne. Dar mai apoi i-a zis Râul Botna. Ți-i triste curgerea la vale, perduță-i salbele de nufe. Și cine te-ar putea aduce la sânui balta cea cu flori și tihna nopților de vară? În inim se trezeau fiori. Ne iartă, Botne, azi pe toți, căci nimeni nu e în stare să-ți pună lebede în palme. Ne iartă, Botne, dacă poți. Aici la Casa de Cultură din satul Chircăiești vom da start prima ediție a Festivalului Pescar la Botna, la Mărgioară. Suntem foarte bucuroși că suntem la un frumos început și să ne bucurăm de el pentru că îl merităm. Doresc acest frumos început să nu se oprească aici, în primul rând să renască satul nostru Chircăiești, care s-a proslăvit cu un set de gospodari, cu oameni buni, cu multă carte și cu renumiți sportivi. Bine ați venit și vă spun la toți un Hristos a înviat, stimați oaspeți, dragii mei consăteni, dar în primul rând mă adresez pescarilor, asociației noastre pescarilor și vânătorilor din sat Chircăiești. Băieți, vă invităm în studio și pe toți oaspeții la prima ediție. Așa ne-am...
sfătuit noi, colectivul de la primărie, împreună cu directoarea Casei de Culturi, directoarea Centrului Comunitar, ca să petrecem un festival al satului nostru tradițional, care să, din an în an, să fie, deoarece este prima ediție, sperăm să ne întâlnim și la anul. Vă mulțumesc frumos că sunteți alături de noi și Dumnezeu ne-a dăruit o zi frumoasă, fără ploaie, cu soare, și sper că o să vă bucurați și o să vedeți colectivele care sunt prezente astăzi aici, să arăte maestria, copiii, să vedeți copiii dumneavoastră ce talent au.